Se fac ultimele pregătiri pentru marea sărbătoare de mâine, aniversarea a 650 de ani de atestare documentară. Pe lângă manifestările artistice și culturale de mare valoare, evenimentul este presărat și cu elemente inedite care să atragă cât mai mulți oameni de toate vârstele. Pe esplanadă și-au făcut deja apariția litere în format 3D, care probabil vor fi decorul favorit al slătinenilor pentru fotografiile aniversare. Ne pregătim de sărbătoare, începând cu ziua de mâine. Am amplasat sau se lucrează, mai bine zis, și la literele și cifrele cu mesajul Slatina 650. Slătinenii pot veni și chiar îi invităm cu mare drag să vină să pozeze, să facă poze și să și distribuie, dacă vor, cu acest mesaj Slatina 650 de ani, pentru că sunt 650 de ani de atestare documentară, Slatina, ani pe care Slatina îi sărbătorește împreună cu municipalitatea, cu cetățenii, cu locuitorii municipiului Slatina și sperăm din tot sufletul să ne ajute și vremea și să rămână în amintirea noastră că am sărbătorit exact așa cum trebuie. Literele aniversare vor fi luminate de proiectoare în timpul serii și al nopții, iar mâine seară vor fi înconjurate de torțe. În momentul în care se finalizează defilarea, ei vor poposi exact aici pe consolă și vor rămâne cu torțele aprinse, exact cu acest mesaj, Slatina 650, în care toată lumea poate să facă poze și va fi o priveliște foarte frumoasă. Sperăm! Tot mâine de la ora 11:30 autoritățile vor lansa 650 de baloane de pe esplanadă. La deschiderea din fața primăriei programată de la ora 10, participanții vor primi cocar de aniversare, steaguri și insigne cu mesajul Slatina 650. Steagurile și insignele se vor distribui și mâine seară la concertul Amnei și al trupei Holograph.